CSMS Latina își dorește în primul an de la promovarea în Liga Secundă nu doar să se menține, ci să joace în playoff, cum are cea mai bună apărare din Liga Secundă, antrenorul Dan Oprescu, și-a propus să facă modificările necesare pentru ca și atacul echipei să fie la fel de bun. În acest sens, a reușit în ultima perioadă să obțină transferul unor mijlocași și atacanți care să crească numărul de goluri înscrise de echipă. După transferarea atacantului ucrainian, Mikhailo Plocodniuc, și mijlocașului ofensiv, Alexandru Ciocâlteu, zilele trecute și-au dat acordul pentru a îmbrăca tricoul CSM-ului și mijlocașii centrali Mariana Angelina și Florin Răzdan. Primul s-a alăturat deja jucătorilor aflați în cantonament la Cheile Grădiștei, iar celălalt urmează să o facă din vară, când va părăsi viitorul Pandurii Târgu Jiu. Florin Răzdan a mai evoluat în decursul carierei pentru Concordia Chiajna și FC Brașov, iar în perioada 2018-2022 a fost unul dintre jucătorii emblematici ai echipei CSA Steaua București. Mijlocașul central în vârstă de 31 de ani, Marian Angelina a mai îmbrăcat tricoul echipei slătinene tot sub comanda lui Dan Oprescu și a evoluat în trecut pentru echipe precum CSM Ioveni, FC Ucraiova 1948, FC Botoșani sau Dunărea Brăila. CSM Slatina a intrat în vacanța de iarnă de pe poziția a 11-a la 4 puncte distanță de Gloria Buzău, ultima echipă aflată pe un loc de play-off.